Locuitorii capitalei respectă regulile epidemiologice doar de ochii lumii. Deși numărul cazurilor de coronavirus crește alarmant de la o zi la alta, în piețe, transport public sau chiar pe stradă, oamenii continuă să poarte incorrect masca, iar de distanțare socială nici vorbă. La piața centrală, aglomerația e la ordinea zilei, iar cei care poartă masca sub barbă au și explicații pentru asta. Purtăm, prost am ieșit o lecuțică afară. Din farmacie și o lecă aer. Nu vă temeți? Nu mă mai tem. De ce nu purtați mască? Не хочу. Почему? Потому что она мне не помогает. De ce nu purtați masca corect? Ой. Cum nu-i corect? Păi era până acum pe barbă, nu era la nas. Mă neduș, mi-am șters nasul. Unii și-au pus-o corect abia după ce echipa noastră de filmare le-a făcut observație. De ce nu purtați masca corect? Cu măștile sub barbă am surprins și mai mulți comercianți. Deasupra nasul, dar stai de la ora 4 până seara la ora 6 cu nasul astupat și în împrejurul tău nu-i nimeni, ce efect are? Domnul, de ce nu purtați masca corect? Am mandat, ai văzut. Păi, de ce n-ați purtat-o corect până acum? Că am băut ceaie până acum. Da. Nu mai așa am scos-o că am probleme. Ce ai bie, fata? Ia uitați-vă. Iacte. Oare nu trebuie să mănânc? Și la autogări situația este gravă. Șoferii și pasagerii ignoră complet măsurile impuse. Bună ziua, de ce nu aveți mască dumneavoastră ca șofer? De ce luați pasageri fără mască? De ce nu aveți mască? Sinerii proștii. Dar pasageri, de ce luați fără mască? Păi da, de ce nu o purtați? Eu acum am urcat și înainte să plec pe masă. Știu, dă-mi aici. Știu că e obligator. Numai așa am intrat. De ce nu? Hai că îmi pun mască. M-am uitat uleac în telefon când i-au scris părinții și de tot. Mi-e teme, îmi da și să face. Dar mai udă, nu mai are rost să mai ții. Tătă ziua cu dânsa. Doar în ultimele 7 zile, 315 persoane fizice și 11 agenți economici au primit amenzi pentru nerespectarea măsurilor anticovid, cu 74 mai multe decât săptămâna precedentă. Avem un trend în creșterea constatărilor contravențiilor pe domeniul dat, deci este evident o creștere esențială, cetățenii nu doresc să înțeleagă și admit abateri la capitolul respectiv. În data de 20 noiembrie, Comisia Extraordinară de Sănătate Publică a Municipiului Chișinău a decis ca masca să fie purtată obligatoriu peste tot.